Bună dimineața, putem începe, vă rog? Bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre într-un număr atât de mare. Este a doua ediție a Energy Forum organizată de DC Media Group și sigur că în urmă cu 6 luni, când ne-am întâlnit în aproape aceeași formulă, ne-am propus să vorbim despre strategia energetică a României, despre ce urmează în 2019, despre cum se vor implica factorii de decizie pentru ca această piață să fie tot mai stabilă. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat, bugetul abia ce a fost promulgat, a apărut celebra și sinceră să fiu, cred că cea mai mediatizată ordonanță de când sunt eu în presă și sunt mulți ani, ordonanța 114, și lucrurile s-au mai schimbat din acest punct de vedere. Ne-am propus să facem o dezbatere astăzi despre anul în curs, cum va arăta piața energiei la sfârșitul anului 2019 și sigur că de aici aș vrea să pornim discuția, dar vorba unei colege din presă, tocmai discutam înainte de eveniment, companiile vor face investiții, dar să vedem ce le mai rămâne după ordonanța 114. Deci sigur că pornim din acest punct, va veni și domnul ministru Orlando Teodorovici, este pe drum, în circa 15 minute va ajunge aici și... Deși agenda a fost structurată într-un anume fel, vom schimba pe aici pe acolo, pentru că sunt multe evenimente în derulare. Mulți dintre invitați și-au exprimat intenția să plece mai devreme, mai târziu. Evenimentul este transmis integral live pe DC News și DC Business, așa că toată dezbaterea de astăzi va putea fi urmărită de cei interesați de această piață. Înainte de a-i da cuvântul de deschidere, pentru că pornim de la domeniul energiei, se mai pot face investiții majore în 2019 și sigur că domnul ministru al energiei aici de față, Anton Anton, ne poate răspunde din punctul dânsului de vedere. Știm poziția publică vis-a-vis de ordonanța 114, sperăm să se rezolve în această săptămână și această chestiune despre care discutăm deja de 3 luni, dar înainte de a intra în dezbatere și de a discuta despre toate subiectele zilei, vreau să rog pe domnul Bogdan Chiriac să ne spună câteva cuvinte. Bună dimineața, nu pot să vă spun decât bine ați venit. Eu sunt cetățeanul standard mediu, mă întreb de ce este cel mai scump kilowatt, cel mai scump metru cub de gaz la noi, țara mea fiind producătoare de așa ceva. Sunt convins că o să ascult și îmi veți da explicațiile necesare. Cu toții trebuie să trăim, dumneavoastră să faceți profit, noi să nu plătim foarte mult și să avem energie disponibilă, așa că cuvântul este al experților, adică al dumneavoastră, iar noi, cred că sute de mii și prin intermediul colegilor de la televiziune, probabil că milioane de români, vă vor urmări cu mare atenție. Elena? Mulțumesc! Domnule ministru Anton Anton, vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră, ne bucurăm să fiți aici. Vreau să pornesc dezbaterea de la întrebarea pe care v-am adresat-o ceva mai devreme. Se mai pot face investiții majore în energie în acest an? Strategia energetică pe care ați lansat-o anul trecut mai este de actualitate? Se mai pot face lucruri importante pentru acest sector? Bună dimineața și sper să avem o zi plăcută, o discuție frumoasă, civilizată și interesantă. Și îmi place întrebarea, se mai pot face investiții în acest an? Eu nu cred că investițiile în energie se fac, eu știu, ca panourile pe care le publicitare, pe care le punem pe stradă. Deci o investiție în energie este o investiție care se pregătește, care se derulează și care se finalizează într-un interval de timp destul de mare. Și vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă că avem în curs de realizare centrala de la Iernut, care a început acum 2 ani de zile, care se termină la anul, la care niște întârzieri au început să fie recuperate și care va contribui la creșterea, eu știu, capacității României de a produce energie electrică. Gândiți-vă că discutăm despre centrala de la Mintia, la care un an de zile ne-a trebuit să clarificăm situația financiar, contabilă, fiscală a sistemului, a terenurilor, și acum Romgazul este în poziția
în postura de a face studiul de prefezabilitate, care să termină zilele astea, care să le dea îndemnul necesar ca să înceapă investiție acolo, o investiție aproape similară cu cea de la Iernut. În ce sens similară? Deci avem o centrală existentă, utilizăm toate auxiliarele de la centrală existentă și construim alături o centrală nouă, modernă, cu randamente ridicate și care să ne asigure energie electrică și energie termică pentru orașul Deva. Deci, eu nu pot să spun că nu avem investiții, nu avem investiții în derulare, în diverse faze, mult mai puține decât mi-aș fi dorit eu. Dacă asta este întrebarea sau dacă asta mă întrebați, eu mi-aș fi dorit ca astăzi să avem într-o fază mai avansată, să avem contracte semnate pentru unitățile 3 și 4 pe care trebuie să le facem fără îndoială și să avem contracte semnate pentru retubarea, cum spun specialiștii, retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă. De asemenea, mi-aș fi dorit foarte mult să avem un contract semnat pentru centrala de la Tarnița. Și apropo de costuri, de cât costă energia, cred că la partea asta cu cât costă energia, vicepreședintele ANRE-ului o să vă dea niște răspunsuri mult mai precise decât mine, dar nu cred că trebuie să privim problema, eu știu, apocaliptic, așa că, vezi, Doamne, ne dau peste cap prețurile. Strădania pe care a depus-o guvernul cu ordonanța 114 a fost în această direcție. Să o stopăm creșterea prețurilor la energie și la gaze. Și eu rămân în continuare încrezător în faptul că această ordonanță mult discutată și mult disputată va reuși să stopeze, deci să-și atingă din punctul de vedere al energiei acest scop, să stopeze creșterea prețurilor la energie și la gaze. Sigur că, eu știu, aș putea să vă mai spun foarte multe lucruri, dar cred că e suficient pentru început, cred că este suficient. Aș vrea doar să adaug un singur lucru, că sistemul energetic românesc trebuie modernizat. Și sunt două lucruri pe care trebuie neapărat să le facem. Unu, să nu ne mai mințim. Deci noi astăzi în toate documentele avem 24.000 de megawați instalați. Nu e adevărat. Deci ne mințim. Și am început împreună cu ANRE-ul o activitate metodică de a clarifica situația acestor 24.000 de megawați, din care noi, după estimările noastre, 8.000 de megawați nu mai pot fi puși în funcțiune și nu mai pot funcționa. Și atunci, haideți să devenim realiști și să spunem clar. România poate produce la un moment dat, cu maximum de eforturi, nu știu, cât o fi, 16.000 de megawați, vom vedea cât rezultă la sfârșit. Acum, povestea cu nevoia este interesantă. Dacă vă citesc cât am consumat ieri, 6.000 de megawați, cât am consumat alaltăieri, 7.000 de megawați, 9.000 de megawați. Atât am consumat, cam maximum 10.000 de megawați am consumat. Dar, și aici cred că nu e lipsit de interes să discutăm despre faptul că România este integrată într-o piață europeană a energiei electrice. Și în cadrul acestei piețe europene, România are ori posibilitatea de a importa și exporta energie, lucru care se întâmplă zilnic. Deci dacă vă uitați pe situația pe care o publică Sistemul Energetic Național, dacă vă uitați pe statisticile pe care le publică Ministerul Energiei,
am hotărât să publicăm niște grafice, că sunt ceva mai sugestive. Partea de import-export există și va exista de întotdeauna. Și este o chestiune care e chestiune comercială, nu este o chestiune la care ministerul sau altcineva intervine. Domnule ministru, știți că toată lumea așteaptă de la dumneavoastră poziția fermă în legătură cu ordonanța 114 și mai ales dacă toată această epopee, discutăm deja de 3 luni și jumătate despre un act normativ care va fi sau nu va fi modificat, se va încheia în această săptămână, așa cum s-a promis. Cunoaștem poziția ALDE, partidul care vă susține, poziția dumneavoastră a fost exprimată public și totuși se va fi modificată această ordonanță, în ce formă și se va finaliza odată acest demers? Cred că asta este o întrebare pe care o puneați lui Teodorovici, nu mie. Dar din moment ce el nu e aici, sigur, ați început cu mine. Deci, din punctul nostru de vedere, ordonanța 114, încă o dată, încearcă să limiteze pentru o perioadă de timp de 2 ani de zile, deci pentru o perioadă limitată de timp, o creștere nejustificată și, mă rog, neașteptată, dacă vreți, a prețurilor de energie, pentru energia electrică și pentru energia și pentru gaze. Asta face ordonanța 114. Și din punctul ăsta de vedere, noi nu ne așteptăm să facem o modificare, pentru că ceea ce am propus, asta e scopul pentru care am propus ordonanța. Restul, cu băncile, nu e problema mea. Mulțumesc. Cu siguranță reprezentanții pieței de profil vor adresa întrebări domnului ministru și vor cere mai multe lămuriri, dacă au nelămuriri în acest sens. Aș vrea să facem o trecere în revistă a tuturor problemelor din această zonă și l-aș invita pe domnul consilier de stat, Ciocănela, Radu Ciocănela, să ne exprime poziția Guvernului României din acest punct de vedere. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Eu cred că ar trebui să considerăm perioada 2018 și 2019 ca un moment în care, cum spunea și domnul ministru Anton, trebuie să tragem linie și să privim adevărul în față. Foarte mult trebuie avut în vedere și faptul că, de exemplu, mergând pe ordonanța 109 și pe legea corporatistă, foarte multe firme au făcut un profit colosal în perioada 2015-2017, care profit de fapt a fost făcut foarte ușor, tăind investițiile și tăind mentenanța, întreținerea. Lucru care acum se simte foarte greu și trebuie compensat. Asta este un aspect. Al doilea aspect este, și o să mă refer la sectorul gazelor, dacă la energie, într-adevăr, avem o piață total deschisă și conectată la piața Uniunii Europene. Ca să vă dau un exemplu, la ora 10 putem să importăm și la ora 12 putem să exportăm. Deci este o piață foarte dinamică. La gaze, din păcate, în acest moment avem o piață închisă. O piață care are niște caracteristici, a zice, unice pentru Uniunea Europeană, în sensul în care avem niște interconexiuni cu Bulgaria și cu Ungaria care nu asigură un flux necesar, care să ne permită să spunem că suntem efectiv conectați. O piață pe care, de fapt, acționează numai 2 producători, Petromul și Romgazul. Și atunci, în acest context, a treia intrare ca volum de gaze o constituie importul care provine din Rusia. În acest context, prețul este ceva care nu exprimă în mod corect, ca în celelalte piețe ale Uniunii Europene, piața. Deci va trebui, ca să avem o piață efectiv deschisă și o piață liberă, să considerăm atât aceste interconexiuni, cât și o anumită platformă de tranzacționare. În condițiile în care avem 2 producători majori de gaze care asigură circa 90% din gazele vehiculate în România, 80%,
Avem, în schimb, trei burse pe care se tranzacționează aceste gaze. Și vorbesc de Opcom, vorbesc de Bursa Română de Mărfuri și vorbesc de Târgu Jiu, bursa de la Târgu Jiu. Deci, iarăși, o chestie destul de ciudată, zice eu. În acest context, am luat decizia ca Opcom-ul, care este acum o sucursală a Transelectrica, să fie scoasă de la Transelectrica și să urmeze exact calea pe care a avut-o BVB-ul, de să devină o platformă de tranzacționare total independentă. Ca să nu mai existe suspiciuni că ar putea să fie influențată de cineva. Asta ca un aspect al liberalizării pieții, ca să zic așa, o piață transparentă. Tot acest context duce la unele măsuri care poate s-ar putea să pară ciudate, dar trebuie avut în vedere că Guvernul României nu este pus să protejeze o anumită industrie sau o anumită companie, ci trebuie să protejeze toată țara românească și în plus de asta să asigure într-un mod unitar mai departe dezvoltarea. S-a discutat foarte mult și într-adevăr se discută foarte mult de Ordonanța 114. Opinia mea este să purtăm o discuție similară săptămâna viitoare, după ce Ordonanța 114 va trece până prin guvern din nou. Ceea ce pot să vă confirm este că din decembrie încoace am avut întâlniri personal, am avut întâlniri cu aproape toți reprezentanții mediului de afaceri din industria energetică și vorbesc aici și de companii majore și de asociații, Ropepca, Acuie, Petrom, toată lumea, Romgazul. Toate observațiile lor au fost luate în considerare și vor fi prelucrate într-o formă nouă a acestei ordonanțe. Deci vestea bună este că în sfârșit se ia o decizie, asta este informația pe care ne-ați furnizat-o astăzi, că în sfârșit în această săptămână se va lua o decizie finală în legătură cu Ordonanța 114. Sigur că o să aflăm și părerea reprezentanților pieței, dar până atunci domnul ministru ne-a indicat dacă vrem să știm cum va evolua prețul energiei sau cum va evolua prețul gazelor, să ne adresăm ANRE. Și ne bucurăm, la precedentul forum nu am reușit să îi convingem să fie alături de noi, ne bucurăm să-l avem pe domnul vicepreședinte Zoltan Noghi alături de noi. Așa că v-aș întreba, domnule vicepreședinte, cum vor evolua prețurile gazelor și energiei în acest an? Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație. Sigur, răspunsul e foarte greu de dat drept și concis. Dacă am ști acest lucru, probabil că nu am stat la această masă, ne-am ocupat de alte activități mai interesante. Ceea ce însă trebuie menționat este faptul motivele, trebuie analizate motivele pentru care s-a aprobat această ordonanță de urgență 114. Și, până la urmă, din toată ordonanța 114 sunt numai două articole care se referă la energie, în ansamblu energie electrică și gaze, articolul 61 și articolul 78, dacă nu mă înșel. Articolul 61 prevede faptul că pentru consumatorii casnici, atât la energie electrică cât și la gaze naturale, se reintroduc prețurile reglementate, iar articolul 78 introduce acea taxă de 2% pentru companiile din domeniul energetic. Chiar dacă ne-am propune să discutăm doar despre unul dintre cele trei aspecte, energie electrică, gaze naturale sau contribuția de 2%, cred că am putea să stăm aici până la sfârșitul zilei și nu am epuizat subiectul respectiv. Deci e foarte greu să vorbesc despre toate aspectele, toate implicațiile acestor două articole și în cele trei domenii, dar o să încerc să trec în revistă conjunctura care ne-a dus la această situație și eventual efectele la care ne așteptăm. Și o să încep cu energia electrică. La energia electrică, în cursul anului 2017 și 2018 am avut trei sau patru momente destul de delicate în piață, când prețurile
în piața de energie electrică, pe toate piețele, pe piețele spot de intraday sau PZU, dar și pe piețele bilaterale, pentru că piețele contractelor bilaterale au crescut într-o perioadă relativ scurtă de timp, destul de alarmant. Noi atunci am făcut o analiză și am spus deja la mai multe conferințe sau la discuții publice că principalul motiv pentru care s-a ajuns la această situație este lipsa investițiilor în unități de producere. Și dacă vrem să fim corecți, trebuie să facem o analiză de ce nu sunt investiții, hai să spunem, în ultimul deceniu, de ce nu au fost investiții semnificative în acest domeniu. Pentru că investiția am avut în domeniul regenerabilor ca efect al unei scheme de sprijin destul de avantajoase din punct de vedere al producătorilor, schema prin certificate verzi, care a avut ca efect construcția a peste 5.000 de megawatts de unități de producție regenerabile, care, mă rog, ne-au pus în situația în care, adăugând cele aproximativ 6.000 de megawatts capacitate instalată a hidroelectricii, să putem afirma că aproape jumătate din capacitatea de producție a României este regenerabilă. Care e frumos, să spunem, să afirmăm și să ne mândrim cu ea, dar trebuie să avem în vedere că aceste capacități de producție regenerabile produc energie nesigură și vin cu anumite probleme create în sistemul energetic, produc dezechilibre care trebuie echilibrate și imediat apare nevoia de noi investiții în capacități de producție care pot fi mobilizate relativ rapid. Și sigur, pentru a evita efectul acestor creșteri de prețuri din piețele de energie electrică, una dintre măsurile care puteau fi luate pe o perioadă limitată, temporară, a fost reintroducerea prețurilor reglementate pentru consumatorii casnici, exact ce a făcut Ordonanța 114. Dacă analizăm domeniul gazelor, în 2016, în toamna anului 2016, Guvernul României a luat decizia de a liberaliza, începând cu 1 aprilie 2017, piața angro de gaze naturale, inclusiv achiziția gazelor naturale pentru consumatorii casnici de gaze naturale. La momentul respectiv, și acest lucru s-a și întâmplat începând cu 1 aprilie 2017, la momentul respectiv, evoluția prețurilor, cotațiilor gazelor naturale pe piețele internaționale era una în scădere și având în vedere calendarul de liberalizare convenit cu Comisia Europeană, care prevedea, dacă nu mă înșel, începând cu 1 aprilie, trebuia să creștem prețul gazelor naturale din producția internă la 72 de lei, comparând cu evoluția prețurilor gazelor din import, exista riscul ca după 1 aprilie 2017 prețul gazelor din producția internă să fie mai mare decât prețul gazelor din import. Și atunci, la o primă vedere, această măsură de a liberaliza, începând cu 1 aprilie 2017, piața de gaze, părea justificată. Problema este că, la acel moment, piața de gaze naturale nu era o piață matură, dacă o întrebați, nici acum nu este. Nu erau implementate în totalitate toate măsurile necesare pentru o funcționare bună sau măcar în condiții normale a codului rețelei pentru Sistemul Național de Transport. Nu aveam mecanisme de piață sănătoase, nu aveam platforme de tranzacționare funcționare, nu aveam produse suficient de mature și de dezvoltate pentru o piață sănătoasă de gaze naturale. Și ca efect al acestor lipsuri din piață, de la o valoare de undeva între 60 și 65 de lei al prețului a cotației gazelor naturale în aprilie 2017, la sfârșitul anului 2018 prețul gazelor a ajuns inclusiv pe piața internă la 130 de lei, practic s-a dublat. Și asta a fost motivul pentru care s-a limitat prețul la 68 de lei. Sigur, rămâne discuția dacă această limitare trebuia făcută doar pentru consumatorii casnici, cum s-a făcut în partea de energie electrică sau a fost o măsură corectă sau nu să se aplice
limita de preț și pentru consumatorii non-casnici, așa cum prevede ordonanța 114. În privința contribuției de 2%, mare lucru n-aș putea să spun, dar trebuie să vorbim și despre acest lucru, pentru că impact în prețul final cu siguranță are. Ce am putut noi să facem ANR-ul? Și trebuie să fiu sincer. Noi, cred că cu două zile înainte de aprobarea ordonanței 114, am aprobat în Comitetul Reglementare al ANR-ului contribuțiile operatorilor din domeniu pentru anul 2019. Acesta, în medie, era undeva la 0,1% din cifra de afaceri. Comparativ cu această valoare, acel 2% care vine cu ordonanța 114 este exagerat de mare și, cum spuneam, trebuie să fiu sincer, noi, ANR-ul, nu aveam nevoie de acești bani. Deci, pentru funcționarea normală a autorității, acel 0,1% era suficient, dar și în acest moment, așa cum este legislația și legea 160 care reglementează activitatea ANR-ului, nici nu putem să folosim banii aceștia pentru o activitatea normală a ANR-ului. Dar este o oportunitate senzațională, de neratat pot să spun, și asta este propunerea noastră, ca acești bani care se încasează de la operatorii din domeniul energetic, acel 2%, să se folosească pentru proiecte de eficiență energetică. Sigur, pentru acest lucru este nevoie de modificarea legislației, atribuțiilor ANR și așa mai departe, lucru la care deja ne gândim, avem deja câteva propuneri în acest sens și vom propune Parlamentului sau Guvernului modificarea atribuțiilor ANR legii 160 din 2012 pentru a putea finanța proiecte de eficiență energetică. Și dacă mă întrebați cum va evolua piața de energie electrică, prețul energiei electrice și a gazelor naturale în cursul anului 2019, un lucru este sigur. La consumatorii non-casnici acest preț nu va crește. Deja sunt aprobate, începând cu 1 martie, prețurile pentru consumatorii casnici la energie electrică și ele au fost păstrate la același nivel la care erau care au fost aprobate începând cu 1 iulie anul trecut și le vom păstra până la sfârșitul anului, sprijinându-ne pe acele cantități reglementate pe care le-am obligat pe unii producători să livreze la furnizori. Și având în vedere că noi, cu toate reglementările pe care le-am scos în cursul anului 2018, am încercat să stimulăm piața să semneze contracte pe termen lung, atât pe energie electrică cât și pe gaze naturale. Aceste reglementări și-au propus efectele și pentru anul 2019 deja cantități însemnate de energie și gaze naturale au fost contractate de către furnizori. Deci cantitățile de energie electrică pe care le-am dat pe bază de contracte reglementate au fost relativ mici și cu toate acestea am reușit să menținem prețul la consumatorul non-casnic. Prețurile valabile pentru gazele naturale de la 1 aprilie au aceleași caracteristici. Prețul la consumatorul casnic rămâne neschimbat. Sigur, nici nu va scădea, dar nu cred că asta a fost motivul, pentru că nu putem să nu avem în vedere faptul că foarte mulți furnizori deja anul trecut au acumulat niște pierderi în activitatea lor de furnizare, pierderi care trebuie recunoscute și recuperate de ei. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule vicepreședinte. Precum vedeți, avem echipa completă. A sosit domnul ministru Teodorovici, a sosit domnul Bogdan Bada de la Hidroelectrica. Dezbaterile vor fi și mai aprinse. Ne-ați dat două vești bune. Prima dintre ele, că nu va crește prețul la energie în acest an, după aprobarea de la 1 martie, a doua că nu va crește prețul gazelor în acest an. Sigur că vestea bună este că o parte din banii atrași prin Ordonanța 114 vor putea fi investiți în programe de eficiență energetică, dar pentru asta este nevoie de schimbarea legislației și domnul senator Gheorghe Marin ne va ajuta în acest sens. Însă până atunci, domnul ministru Anton Anton avea o completare. Domnul ministru, vă rog. Știți, eu am niște completări sau observații, cum vreți să le spuneți.
Mie îmi pare bine că am reușit cu ordonanța 114 să calmăm creșterea prețurilor. Am auzit și toată lumea îmi spune că piața nu e suficient de matură. Avem 2 ani de zile ca să facem tot ce trebuie ca piața asta să devină o piață eficientă și eu sper să nu facem greșeala pe care o facem de obicei. Am reușit, am calmat lucrurile și atunci ne culcăm pe ureche până când ne trezim că ajungem din nou într-o situație iară de criză. Apropo de eficiența energetică, eu mă bucur foarte mult că ANRE-ul se preocupă și are o grupă care se preocupă de eficiența energetică. Nu știu cum aș face ca această eficiență energetică să fie mai strâns legată de Ministerul Energiei, pentru că eu cred că acolo ar trebui să stea ca partea administrativă, dar indiferent de cum se întâmplă chestia asta sau cum se va întâmpla, cred că eficiența energetică este unul dintre punctele pe care trebuie să le atingem noi toți. Nu fabricanții, sau fabricanții de producătorii de energie, cred că ei nu. Îmi pare rău. Și producătorii de energie sunt supuși acelorași constrângeri de eficiență, pentru că producerea de energie trebuie făcută cu eficiență mare. E greu că atunci când tu produci 1000 de megawatts să te uiți la 2 kW la tine în curte, e adevărat, sau 200 de kW, dar eu cred că trebuie făcută treaba asta și astea erau lucrurile pe care aș fi vrut să le adaug, alături de faptul că avem o dezbatere și domnul consilier Ciocănele a venit să spună, da, domnule, sigur, nu avem destule gaze, nu avem deloc destule gaze. Adică faptul că ne culcăm pe ureche și spunem că sunt 80%, că sunt 85% utilizate astăzi gaze din producția internă și chiar ne bucurăm că suntem aproape de 100%, credeți-mă că nu-i corect. Deci noi astăzi nu utilizăm gaze într-o serie întreagă de domenii în care ar trebui să le utilizăm. Noi astăzi nu utilizăm gazele pentru cogenerare de înaltă eficiență, pentru că nu avem centrale de cogenerare de înaltă eficiență și trebuie să le avem, trebuie să le facem pe astea. Noi nu utilizăm gaze pentru populație, pentru încălzire. 30% din populație se încălzește cu gaze și restul nu, și în sensul ăsta cred că e foarte important să spunem că mai avem extrem de puțin până când metodologia pentru UAT-uri, pentru a-și extinde rețelele de gaze, va fi aprobată prin hotărâre de guvern. Știu că domnul Marin o să mă critique că n-am făcut-o la timp. Știu chestia asta. Și, cum să vă spun eu, sper să scap de critica asta. Exact. Deci mai avem, numai de la justiție mai avem observații, dacă mai sunt, și după asta am rezolvat-o, pentru că eu cred că această extensie a rețelelor de gaze către populație este extrem de importantă și avem nevoie de gaze pentru treaba asta. Cred că nu-i normal ca România să aibă 6 combinate de petrochimie de asta care folosesc gazele și care să fie oprite. Nu-i normal. Cred că aceste combinate ar aduce un plus, o plus valoare, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, pentru industria românească. Și mai cred că că ideea asta de conversie, deci a centralelor pe cărbune, conversie treptată, nu bruscă, nu deodată, dar trebuie să ne pregătim și să facem conversia centralelor pe cărbune pentru gaz. Și reiterez, sigur, ideea pentru care am fost criticat foarte tare de acumularea energiei electrice în gaze. Îmi pare rău că i-am dat această denumire care a fost foarte spectaculoasă, așa, dar ideea este simplă. Așa cum a zis domnul vicepreședinte, producem energie verde, dar care nu se produce când vrem noi. În ce o acumulăm? Păi astăzi nu acumulăm în nimic. Avem un megawatt instalat în niște baterii pe undeva pe Dobrogea, atât. Dar dacă
am face acest sistem prin care energia verde produsă este utilizată pentru introducerea gazelor în depozitul de gaze, și vă spun unde, la Ghercești, care e un depozit lângă Craiova, deci ar trebui să construim acolo o stație de comprimare mare. Și am discutat cu Romgazul și Romgazul începe să facă studii și să se ocupe de chestia asta. Am introdus gazele sub pământ, într-un depozit și când avem nevoie de energie electrică, centrala de alături de la Craiova, care va fi retehnologizată și va funcționa pe gaze, va produce energie electrică. Deci iată cum reușim să potrivim producția, hai să-i zicem aleatoare, ca să nu spunem altfel, cu necesarul care este complet altul. Și asta prin intermediul unui depozit de gaze. De asta am spus că acumulez energia electrică în gaze. Și rămân la sintagma asta. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule ministru. Înainte de a ne spune domnul senator Gheorghe Marin ce nu ați făcut la timp și de a vă certa public, vreau să-i propun domnului ministru Teodorovici să facem un tur de forță, să spun așa, printre reprezentanții pieței. Cu siguranță vă așteptau cu mare interes, să spun așa, și ulterior să le puteți și răspunde la problemele ridicate, dacă sunteți de acord și aveți timpul necesar. Domnule senator Gheorghe Marin, ce n-a făcut domnul ministru Anton la timp? Normele de aplicare privind modificările la legea energiei în ceea ce privește OAT-urile și dreptul lor de a fi în continuare concedent. Deci am luat de la Ministerul Energiei, care era concedent, am trecut la OAT-uri și OAT-urile încă nu știu, nu au normele de aplicare cu care să poată mai departe să facă contracte pentru introducerea de gaze sau extinderea de rețele de gaze. Și domnul ministru știe foarte bine că aceste norme sunt foarte așteptate. Deci există un proiect de hotărâre de guvern, el este pe circuit, dar el mai trebuie și aprobat. Mulțumesc frumos! Acum o să intrăm, să spun așa, în sesiunea de discuții și ce v-am spune că sunt mai mult probleme ridicate pentru domnul ministru aici de față. Vom începe cu doamna Silvia Vlășeanu, director general Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie. Dânsa m-a întrebat de cum a venit, vor veni domnii miniștri, sigur că vor veni, asta înseamnă că avea probleme importante de ridicat. Doamna Vlășeanu, vă rog. Da, aș fi preferat să-l aud înainte pe domnul ministru Teodorovici, care să ne spună în ce stadiu este modificarea ordonanței 114, ca să știu dacă mai e de actualitate. Nu, n-a spus pentru că... Domnul ministru a spus că vă așteaptă pe dumneavoastră. Da, mulțumesc. Sper. Acum cine o să înțeleagă mesajul meu, sau sper să fie și unii care să înțeleagă mesajul meu, că nu este ordonanța Orlando. Cu toate că încercăm să o definească în felul ăsta, noi fiind responsabili de partea bancară și cam atât. Dar, referitor la modificarea din, sau în fine, aspectele legate de energie din Ordonanța 114, joi în ședința de guvern am și anunțat, va fi un proiect de modificare în acest sens, iar pentru partea de energie, ieri am avut de la domnul ministru trimis și în mod oficial propunere de modificare din partea ordonanței. Și aici n-aș intra pe zona tehnică. Noi am primit, l-am inclus, astăzi o fie pe site această ordonanță de această propunere de modificare a ordonanței și pe zona de energie și pe celelalte sectoare, bănci și fonduri de pensii și ce mai avem noi acolo. Dar pe energie se modifică și aici o să rog pe domnul ministru să spună exact ce anume, de ce în felul acela și nu în alt fel, pentru că nu este zona de care să mă ocup, dar, repet, joi va fi în guvern modificată această ordonanță și pe zona de energie. Și atunci pot să completez? Va trece cumva și prin Consiliul Economico-Social, având în vedere că astăzi este marți? Nu, astăzi am solicitat deja Consiliului, în biroul de la ora 12, să accepte o solicitare din partea noastră pentru a avea o sesiune extraordinară pentru joi dimineață, tocmai pentru a avea timp să parcurgem și dialogul social și Consiliul Economic Social, în cadrul căruia vom explica pe larg conținutul ordonanței, dar oricum, cum am spus, de azi o punem pe site pentru a se vedea exact ce anume se modifică și fără Consiliul Economic Social, sigur nu intrăm în guvern.
Doamna Vlășanu, dacă mai aveți și alte lucruri. M-a așteptat să am un răspuns, dar nu știu exact ce să... Și eu așteptam un răspuns, să ne spuneți. Da, ne întoarcem exact. Care sunt modificările, dar sigur colegii mei din presă care se uită și zâmbesc vă vor aștepta cu interes la sfârșitul conferinței. Deci eu recunosc personal că după discuțiile care le-am avut într-adevăr și cu domnul consilier Ciocănelea și cu domnul ministru și cu alte autorități, și din declarațiile publice care s-au făcut că va exista sau nu se vor mai lua măsuri care să afecteze sectoare economice, iar sectorul energetic cred că este printre cele mai importante. Deci că nu se vor mai lua măsuri fără o consultare reală, eficientă cu cei direct implicați, am sperat că vom avea un timp suficient să vedem modificările. Ne spuneți că vor fi puse astăzi pe site-ul Ministerului. Este clar și avizul CES-ului va fi formal. Important e să fie, nu contează că este favorabil sau nefavorabil. Deci ne întoarcem la situația pe care am ridicat-o și în decembrie, în ce știți foarte bine, când am solicitat ca aceste discuții să se poarte cu fiecare autoritate, să existe comisie de dialog, să fie un dialog real cu partenerii sociali. Este evident că nu va mai fi nicio comisie nici la Ministerul Energiei, probabil doar la Ministerul de Finanțe, pentru că totuși sunteți inițiatorul, Ministerul de Finanțe este inițiatorul ordonanței. Eu încep așa ușor, după care îmi intru în stilul meu. Vă spun încă o dată, ca să vă fie clar. Ministerul Finanțe Publice a centralizat ceea ce ministerele au trimis. Un, doi la mână. Am spus-o public și vreau să se înțeleagă foarte clar. Eu răspund de partea de bănci. Cu alte cuvinte, mi-am asigurat discuția, dialogul cu Banca Centrală, cu băncile, cu Asociația Națională a Băncilor. Și am spus, orice altceva ce are acceptul, discuția, dovada acceptării de către partenerii, a modului în care se dorește modificarea ordonanței pe alte aspecte, se va lipi la. Cu alte cuvinte, eu primesc la domnul ministru ce primesc pentru cazul de energie, sub să spun așa, rezerva faptului că toate etapele prealabile au fost parcurse. Comisii, partenerii, dialog, nu stă Teodorovi să discute pe zona energie, că m-aș ocupa și de chestia asta. Sau poate o să mă ocup și de chestia asta, nu știu cândva. Dar astăzi mă opresc la partea asta de finanțe. Și dacă eu vă spun, pe zona de bănci, cu Banca Centrală Europeană, am informat oficial, Banca Centrală Națională, am rugat împreună cu Asociația Națională a Băncilor. Cu siguranță veți avea în spațiu public câteva nemulțumiri din partea anumitor zone, că nu o să fie nimeni fericit. Noi plecăm de la ideea că ce facem pe zona de bănci, la asta mă refer, facem pentru ce? Pentru cei care locuiesc în lei și pentru companii din România care să poată fi finanțate într-un mod mai agresiv în sensul bun, adică finanțarea reală a economiei, intermediarea financiară. Mai departe, energia, uitați, fac așa un pic de microfon și rog pe domnul ministru să preia microfonul din mers și să vă spună ce mi-a trimis mie aseară și dacă ce mi-a trimis are acordul partenerilor, va fi în ordonanță. Dacă nu, nu. Domnule ministru, poți fi și moderator, vedeți că poți fi și mulțumesc pentru asta. Sigur că da, atunci când stau lângă Orlando, atunci toate lucrurile se întâmplă altfel decât se întâmplă... Zâmbim, asta e partea frumoasă a vieții, De zâmbit amândoi. Vedeți ce frumos, ce bine aș... Scuze-mă puțin. Te rog frumos. Aici am uitat trei chestiuni, nefiind, repet, pe această zonă. Uitându-mă foarte repede pe temele discuției de astăzi, mi-am uitat trei puncte pe care să le prezint, înainte să iau cuvântul. Și anume, piața, adică cererea și oferta, și vorbeam despre fiecare și una și cealaltă, partea de finanțare și prin ce anume aveam de gând să finanțăm, și desigur nu uitam în ultimul rând, consumatorul vulnerabil, care trebuie să fie definit. Deci trei puncte pe care vreau să discut înainte de. Și cred că făceam cel puțin la fel de bine discuția cum o face domnul ministru pe energie. Domnule ministru, știți că nu putea fi evitat subiectul ordonanței 114, așa domnule, că aș vrea să nu ne îndepărtăm de la subiect, de la tema conferinței de astăzi. Motiv pentru care, așa cum am promis, o să fac un tur de forță printre reprezentanții pieței, o să limit pe domnul Bogdan Badea, director general Hidroelectrica, să ne spună care sunt planurile Hidroelectrica în contextul actual pentru 2019. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Da, eu mi-am propus să nu mai discut despre ordonanța 114, cred că trei luni de discuții la diverse conferințe și analizele de impact sunt suficiente. Așteptăm modificările, sperăm ca aceste modificări să corecteze anumite chestiuni care s-au transpus mai mult sau mai puțin fericit, pentru că o spuneam și cu alte prilejuri, problema noastră nu este ordonanța 114, ci felul în care a fost implementat ordonanța 114 prin legislație secundară. Acolo lucrurile au stat puțin altfel. Sperăm ca
elementele, să spun așa, care au diferențiat diversi producători de pe piața de energie să fie cumva corectate sau prin legislația primară să se creeze un cadru mult mai clar și care să ne ofere tuturor predictibilitate. Am să vă spun, în schimb, despre cum a arătat anul 2018 și cum va arăta anul 2019 pentru noi. Din punct de vedere al hidroelectric, asigur, anul 2018, primul an în care am funcționat în piață 100% competitivă, a fost cel mai bun an din punct de vedere al rezultatelor financiare. A fost un an bun din punct de vedere al investițiilor și aici vă pot spune că la capitolul retehnologizări, care au mers mult mai repede, practic s-au dublat sumele cheltuite de hidroelectrica. Am avut chiar două puneri în funcțiune, la una dintre ele a participat și domnul ministru Anton și cred că este pentru hidroelectrica în următorii 5 ani de zile este principalul subiect, retehnologizările pe toate centralele importante ale hidroelectrica sunt în pregătire în diverse stadii de execuție. Nu ne vom opri nici în acest an cu punerile în funcțiune. O componentă la fel de importantă din planul de afaceri, pentru că volumul investițional pe care ni l-am propus, sigur, cu o anumită pauză să analizăm impactul Ordonanței 114, dar aș putea spune că în momentul în care facem o modelare financiară pe 30, 40, 50 de ani, impactul la 2-3 ani de zile este minim ca atare. Nu ne-au modificat substanțial planul de investiții, însă a fost un moment de respiro care ne-a permis să mai facem o analiză și vă pot spune că volumul investițional pe care l-am propus s-a crescut, se situează acum undeva la 5,5 miliarde în următorii 5 ani de zile, structurat, așa cum vă spuneam, pe modernizare, tehnologizări și pe investiții în dezvoltare. Dacă partea de retehnologizare a mers bine, pe partea de dezvoltare, care înseamnă relația cu foarte multe autorități, corelarea diverselor acte normative, acolo lucrurile se mișcă un pic mai greu și am atras de fiecare dată atenția, nu este cazul doar al hidroelectrica, cred că e o chestiune sistemică și trebuie să simplificăm pe cât posibil, cel puțin pentru investiții care sunt declarate de interes național, toate procedurile administrative pe toate palierele. Aici mergem înainte cu un plan de investiții și în viitorul foarte apropiat, pentru că deja ele sunt pe palierele decizionale la nivelul intern al companiei, directorat, Consiliu de Supraveghere, o să propunem acționarilor la următoarea ședință reluarea unor obiective investiționale care însumează 1,6 miliarde lei. Vorbim de investiții istorice, sistate în perioada de insolvență, care au necesitat o analiză aprofundată. Multe dintre ele, așa cum probabil știți, au fost inițiate ca având funcțiuni complexe, au rămas la hidroelectrica. Din păcate, nu foarte mulți dintre beneficiarii funcțiunilor inițiale au dorit să mai investească în aceste obiective. Ca atare, încercăm să finalizăm câte putem din ele. Și aceste analize au necesitat destul de mult timp, multe consultări, însă suntem cu ele într-o fază finală de decizie și acest lucru va presupune demararea multor șantiere. Aici aș face o scurtă paranteză și promit că nu mă mai întorc la 114. Singurul motiv de îngrijorare real pe care îl avem vis-a-vis de 114, pentru că s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, când deja se discuta despre această ordonanță, este faptul că salariul minim în construcții a impactat și impactează destul de mult. A fost o perioadă de blocaj în care nici contractorii n-au dorit să mai intre în contracte până nu se clarifică cadrul legislativ. Sigur că există, ca în orice element de negociere, tendința de a, pe de o parte, de a crește costurile, pe de altă parte, sigur, din punct de vedere al investitorului, trebuie să ai indicator pozitiv ca să finalizezi o investiție. Poate, nu știu dacă se află și acest subiect pe analiza Guvernului, însă e un subiect care ar trebui analizat și poate revizuit, astfel încât să clarificăm și impactul acestui salariu minim, pentru că, vă pot spune, nu este unul mic și afectează foarte multe domenii de activitate. Ca atare, aici avem o îngrijorare, nu că nu vom aloca resurse, ci că nu vom reuși să contractăm în valorile care înseamnă un plus pentru noi ca investitori. Și închid această paranteză.
în mare pe zona investițională, cam acestea sunt planurile noastre și mergem înainte cu ele. O componentă iarăși importantă care a crescut la hidroelectrica în anul trecut a fost furnizarea către clienții finali, pentru că se vorbește foarte mult despre client și trebuie să fie în centrul atenției până la urmă clientul. Se vorbește de preț și poate ar trebui să avem o dezbatere sinceră și serioasă despre ceea ce înseamnă un preț corect la energie. Prețul corect ar trebui să fie acel preț care să asigure pe de o parte dezvoltare, investiții, pe de altă parte competitivitate. Și aici cred că trebuie să analizăm la rece, nu la cald, nu în momente, să spun așa, în care piața ne-a obișnuit să avem tensiuni, cum ar fi în general sezonul de iarnă, când piața e mai efervescentă, când se testează limitele și capacitățile fiecărui operator din piață, nu mă refer doar la piața de producere, pentru că un factor extrem de important despre care probabil s-a vorbit mai puțin, dar eu tot încerc să-l aduc pe tapet pentru că e important. Este partea de comportament al participanților la piață în ceea ce înseamnă trading-ul și furnizarea. Prezentasem la o altă conferință prețurile cu care a vândut pe toate piețele hidroelectrica. Și acele prețuri, probabil și alți producători se află în aceeași zonă de preț, pentru că totuși este o piață competitivă, acele prețuri nu prea au legătură cu prețurile care se regăsesc la clientul final și poate ar trebui să vedem care sunt mecanismele care adaugă la costul final al energiei, pentru că aici cred că este loc de mai bine. Pe de altă parte, să nu uităm că în anii 2014-2015, când prețul la energie era derizoriu, practic nu prea mai ieșeau indicatorii la niciun fel de obiectiv de investiții nou. Deci a fost o perioadă în care zona de investiții a stagnat și a stagnat pentru că, așa cum este orice business, trebuie să câștigi un leu ca să poți să bagi într-o investiție nouă niște bani. Dacă ne raportăm la prețurile din toată Europa, sigur, domnul Boza cred că e mult mai afectat decât hidroelectrica, dar în esență creșterea importantă de prețuri s-a regăsit în toate țările europene, sigur mai puțin situații punctuale care le avem și noi în funcție de condiții meteorologice, în funcție de alți factori care pot determina influența punctuală a prețului. Ceea ce încercăm noi să facem și cred că am și reușit, dar e important nu numai noi să facem acest lucru, este să eliminăm pe cât posibil momentele speculative. Vindem forward, vindem produse standard, încercăm să avem o prezență pe piețele volatile cât mai mic, astfel încât să oferim predictibilitate. Dacă noi ca producători putem face acest lucru, poate și în zona de furnizor către clientul final, ar trebui să se ofere aceeași predictibilitate, să se achiziționeze cantitățile necesare de energie din timp, astfel încât să nu se creeze presiuni, care presiuni să genereze știu eu ce modificări ale unor acte normative, astfel încât la final așa să facem, dacă îmi permiteți o expresie plastică, un soi de ceare țigănesc așa între operatorii de la piață. Azi pierzi tu, mâine pierd eu și câștigă colegul și tot așa. Sunt chestiuni care sigur pot fi îmbunătățite și cred că aici mai avem de lucru, apropo de mecanismele de piață. Pe de altă parte, cred că trebuie să fim mult mai pragmatici. Mult mai pragmatici ca țară, da, suntem partea Uniunii Europene, da, funcționăm pe aceleași reguli ca toți ceilalți participanți la Uniunea Energetică care se dorește, suntem interconectați, nu putem să funcționăm ca o enclavă. Pe cale de consecință, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că ne aflăm într-o competiție. Dacă așteptăm să vină soluțiile din afară, probabil că nu vor veni, probabil că, sigur, alții mai pragmatici ca noi vor încerca să-și maximizeze ei profiturile, astfel încât, în final, consumatorul din România să plătească un preț, mai mare sau mai mic, și operatorii care astăzi mai sunt prezenți pe piața de energie, operatorii români, să scadă ca importanță. Ori aici cred că este rolul fiecăruia dintre noi, ca și conducători al unor companii extrem de importante pentru sistemul energetic românesc, să facem ca acest lucru să nu se întâmple, să devenim noi o amenințare cu ghilimelele de rigoare, atât la nivel regional cât și la nivel european, să ne creștem business-urile, să avem companii puternice, să avem dezvoltare durabilă și să facem o diversificare a portofoliului. Eu m-aș opri deocamdată aici, cu sigur că
Dacă sunt întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Mulțumesc. Știu că dumneavoastră veniți de la un alt eveniment și doriți să plecați ceva mai repede. Dacă primesc răspunsurile care e prețul corect la energie sau la celelalte întrebări ridicate, promit să vi le dau dacă le primim în cadrul dezbaterii. Domnule Boza, chiar sunteți mai afectat decât domnul Bada de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Eu când am sărutat, în primul rând, bună ziua, în momentul când am primit la Uniunea Europeană anul trecut, sau acum la începutul anul trecut, o previziune de cost de certificat de CO2 și am văzut că dădea pentru anul 2018 8,5 euro, ne-am făcut calcule și am zis, bă, până pe la 16 euro de certificat pot internaliza acest cost, costul de vânzare. Și când m-am trezit în mijlocul anului 2018 cu 25 de euro și am văzut că pot plăti 1,4 miliarde de roni, că atât plătim anul acesta, 1,4 miliarde de roni pe costul de certificat de CO2, când a apărut 114 și am zis 2%, ce mai înseamnă? Pe lângă 1,4 miliarde de ron, ce plătim 42% din cifra de afaceri. Deci e important, la de știut. 42% din cifra de afaceri plătim pe certificate de CO2. Totuși, vom plăti, pentru că trebuie să ne menținem în piață. 42% pentru o companie de stat, o companie care nu are nicio datorie, o companie care are un rating financiar A, este foarte greu. Totuși, vom continua să facem investiții, iar anul acesta am încheiat cu 608 milioane roni investiții realizate, iar pentru anul 2019 avem un plan de 680 de milioane roni investiții pe care să realizăm în complexul energetic Oltenia. Și așa cum spunea domnul ministru, demarăm proiectul cel mai important, retehnologizarea grupurilor la Craiova, prin apariția noului grup pe gaz, acesta mergând, bineînțeles, în Planul Național de Investiții, să putem beneficia de o parte din costurile acestei noi centrale de consum. În rest, ne ducem soarta, ne ducem crucea, credeți-mă, până pe 30 aprilie trebuie să ne conformăm. Nu e ușor și suntem aici pentru că orice certificat pe care nu-l plătesc până pe 30 aprilie înseamnă o amendă de 100 de euro. Adică înseamnă dacă nu cumpăr 1000 de certificate, dau un exemplu, este 100.000 de euro amenda pe care o primește la Uniunea Europeană. Culmea este o Uniune Europeană care ne dădea această valoare de 25 de euro, că va fi atinsă abia în anul 2026. Dar l-am atins, din păcate, în 2018 și 2019. Greu, dar vom fi aici să putem să asigurăm în continuare 25% din energia țării. Suntem cel mai mare angajator din România, plătim. Nu, e important de știut asta, dar avem 13.300 de angajați, avem 4 centrale termoelectrice mari, retehnologizate și ce este mai important, venim după 1 miliard de euro investiții în conformare pe mediu. Deci astăzi complexul energetic Oltenia este conformă din toate punctele de vedere pe mediu, conform noilor, conform tratatului din 2007 de aderare, noi respectăm toate conformările și venim după 1 miliard de euro investiți din surse proprii ca să fim conformi. Dacă sunt întrebări, eu o să trebuiască să îmi cer scuze să plec la comandament, este comandamentul de anul, ultima ședință la ora 12 și pentru ședința de închidere trebuie să fiu acolo pentru că e o ședință mai importantă pentru un repap la întreaga perioadă de iarnă. Mulțumesc mult! Domnului Boza? Nu vreau să răspund, ci vreau să clarific un lucru. Și nu-i prima oară când spun chestia asta și am să o mai spun de fiecare dată. Deci cărbunele reprezintă o sursă importantă pentru energetica românească. Și anume, nu ca valoare în sine, ci faptul că atunci când nu bate vântul, când hidroelectrica e în secetă, nu? Cărbunele este cel care ne salvează. Și asta trebuie să ținem cont și asta trebuie să subliniem în permanență. Sigur că în strategia noastră este să înlocuim cărbunele cu gaz sau să modernizăm centralele pe cărbune, dacă se poate, să le facem ca să nu emită dioxid de carbon, adică să utilizăm carbon capture storage, sistemul ăsta de captare a dioxidului de carbon. Dar fără îndoială, în energia românească, partea asta de cărbune este în continuare, așa cum scrie și în strategie.
Și vreau să subliniez treaba asta, pentru că sunt foarte mulți care vin și spun, gata, cărbune, phase out. Sigur, phase out în timp, nu instantaneu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Poate că vor mai fi și alte răspunsuri pentru domnul Boza, sunt convinsă că le așteaptă. Doamna Corina Popescu, dumneavoastră sunteți ceva mai optimistă. Mă rog, și domnul Boza e optimist, dar nu-i folosește. Eu cred că toată lumea de la masă ar trebui să fie optimistă. Să știți că dimineața când plec spre serviciu îmi folosește optimismul. Când văd că dau cumpăr certificate în fiecare zi de 5 milioane de euro, mă doare sufletul. Și sunt optimist, trebuie că altfel cred că... Da. Nu mă ține până seara, da, domnul ministru, exact. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Nu știu dacă optimist sau nu, eu mi-aș dori să fiu realistă, pentru că cumva discuțiile de astăzi în acest ton au început. Haideți să fim realiști, să ne mai îmbătăm cu apă rece, suntem într-o piață europeană, da, ne place, ne place, acolo suntem și orice se întâmplă în modificarea legislativă la nivel european ne afectează și pe noi. Ce cred că este foarte important și poate ca și concluzii, România are nevoie de investiții, fie că aceste investiții trebuie să vină în sectorul de distribuție de energie electrică, de servicii asociate energiei, de producție, este clar că are nevoie de investiții pe tot palierul. Și eu mi-aș dori ca tot cadrul legislativ să cumva vină să susțină aceste investiții. Iarăși un lucru care mi se pare foarte important, profitabilitatea unei companii nu trebuie să rezulte din a nu realiza investițiile sau nu a realiza planul de mentenanță. Profitabilitatea trebuie să rezulte cumva din eficiența muncii pe care o prestăm. Suntem totuși într-o piață europeană și eu cred că doar așa putem realiza în acea piață europeană. Ce cred că este tot așa foarte important pentru sectorul energiei electrice, trebuie să fie mult mai rapid în mișcare și în luarea deciziilor cu privire la modernizare sau la implementarea de noi mecanisme. Toți ceilalți sau toate celelalte țări din jurul nostru fac deja acest lucru. Nu se mai vorbește până acum de metode clasice în domeniul energiei electrice. Toată lumea încearcă să adauge la aceste lucruri o plusvaloare. Și cred că pentru noi această plusvaloare contează. Și cel puțin la nivelul grupului Electrica, noi pe aceste segmente ne vom axa în perioada următoare. Sunt foarte multe lucruri care, făcute, pot să aducă societății întregi o dinamică diferită. La nivel european se vorbește astăzi de digitizare, se vorbește de eficiență energetică, se vorbește de multe alte aspecte pe care și eu mi le doresc să le implementez la nivelul companiei pe care o conduc astăzi. Ca și realizări, nu vreau să mă laud, am spus în diverse situații, Electrica anul trecut a realizat un plan de investiții la nivelul celor trei operatori de distribuție într-un an, puneri în funcțiune, pentru că planul de investiții a fost un pic mai mare, capitalizări de 900 de milioane de lei într-un an de zile. Anul acesta nu mai avem un plan de investiții atât de ambițios. Avem doar 600 de milioane capitalizări, planul de investiții este mai mare decât atât. Dar ce aș vrea să subliniez este că acest plan practic este cu 43% mai mult decât minimul pe care ne obliga ANR-ul să-l facem pe segmentul de distribuție. Știu că domnul ministru Anton Anton o să mă certe și o să zică că nu investesc suficient și are dreptate, trebuie să investim mai mult decât atâta și mi-aș dori să investesc mai mult decât atâta și ce pot să spun este că la nivelul companiei avem proiecte pentru mai mult decât atâta, dar trebuie să fie și rentabile aceste investiții pentru că la sfârșitul zilei aceste investiții sunt plătite prin tarife de către consumatorii finali și mi-aș dori să pot să aleg acele investiții care să aducă plus valoare muncii pe care o facem. Dezbaterile astea sunt
zic eu, importante. Nu vreau să comentez ordonanța 114. Așteptăm și noi să vedem care sunt cumva implicațiile. Din perspectiva mea, mi-aș dori să poată să aducă acea modificare sau plus valoare care să-mi permite să-mi extind planul de investiții. Și cred că cumva sunt dorințe, nu știu dacă or să se și poată îndeplini aceste dorințe. Pentru noi anul acesta, anul 2019, la nivelul grupului vine cu câteva proiecte ambițioase, aș putea să spun. Continuăm procesul de transformare la nivelul operatorilor de distribuție. Aici trebuie să găsim urgent niște soluții și un concept care să eficientizeze și mai mult activitatea, nu în detrimentul realizării planului de investiții sau de mentenanță. Începem un amplu proces de transformare la nivelul companiei de furnizare din nivelul grupului și cu servicii adiacente pe care sper să le ofere Electrica Serv. Electrica care oferă Serv este compania din grup care oferă servicii suport. Și ne uităm pe diversificarea portofoliului de activități. Acestea sunt proiectele ambițioase ale anului 2019. Sper ca la finalul anului să reușim să bifăm acțiunile acestea. Mi le doresc. Pentru mine Electrica e un proiect de suflet mai mult decât un simplu proiect economic. Mulțumesc mult. Și dacă sunt întrebări, sunt aici să răspund. Mulțumesc, sigur. Vă rog. Vă mulțumesc. Două chestiuni, dacă îmi permiteți. Prima este aceea, și o rugămintea dumneavoastră, să nu lăsați pe domnul ministru Anton Anton să plece până nu vă explică ceea ce vrea să cuprinde în ordonanța de astăzi legat de energie. Vă rog foarte mult, pentru că, uitați, vă spun acum publica să fie foarte clar. Dacă nu sunt convins că se face consultarea respectivă, eu pe ordonanța cu băncile nu prind absolut nimic. Ca să fie foarte clar, deci aveți timp, dezbatere, întrebați, vă prezintă, care sunt modificările pe care duceți să le aducă la 114. Unu, doi la mână. O întrebare, Electrica, că nu știu, scuze să-mi fie poate greșeala, dar am și eu o chestiune de ani de zile, de foarte mulți ani de zile și sper totuși să o rezolv, legată de, vreau să vă întreb, din investiții dumneavoastră, câte aparțin celor făcute, UAT-urilor, de exemplu, comunităților locale? Pe care dumneavoastră le preluați în baza legii la dumneavoastră. Aveți așa ceva? Nu, cei 900 de milioane făcuți anul trecut sunt exclusiv din banii noștri. Eu vă întreb, legea astăzi prevede acest lucru, nu? Eu, primărie, fac o investiție pe fonduri europene sau pe orice altceva, da? Da. La un operator de apă, la o primărie, nu contează, și legea spune că trebuie să vă predau dumneavoastră transformatorul, stâlpii, nu? Sper să nu greșesc. Deci, e corect? Legea prevede... E corect? Nu este corect? Da. Asta trebuie să înceteze. Pentru că este un ajutor de stat mascat. Și o spun acum, poate ne audă lumea. Da, pot să complementez, domnul aici ministru. Aici eu v-am spus, eu, doița mea, nu este corect. Păi stai să trebuie și o să discut eu, dânsa a vorbit, eu n-am întrerupt-o, vă spun și am de spus. Ca să aibă dânsa exact ideea pe care vă să o prezint. Adică, din bugetele locale, din bugetul de stat, direct, indirect, nu contează, practic facem o investiție într-o companie care are și o componentă privată, ceea ce nu este corect. Unu. Doi la mână. Primarul face chestiunea asta, o transferă în baza legii și după care el este taxat pentru ceea ce el a făcut. Ceea ce nu este corect. Și trebuie să gândim, să modificăm legea și să găsim, poate facem o situație la tot ce s-a investit din 2007 de când a devenit stat membru al Uniunii Europene. Toate aceste investiții, nu numai pe, nu știu, toate celelalte companii care mai sunt în situația asta. Văzut exact care a fost lista de investiții pe obiective, pe primăria cutare. Ce a avut? A făcut un trafo, de ăsta, sau cum se numește el. Foarte bine. Ce valoare, ce cutare? Cât a fost acolo? Facem frumos lista, vedem exact ce ați avut ca și astfel de investiții și facem până un plan și pe gaze, că și pe gaze chestiunea asta, da? Și pe gaze și pe curent. Facem un plan frumos ca în o anumită perioadă de timp să se reîntoarcă banii ăștia în investiții la nivel local pentru a asigura infrastructura de electrică și de gaze. Pentru că aia sunt banii statului. Da? Hai ne gândim și la chestiunea asta, că e o chestiune bună, vă zic eu. Doamna Popescu, presimt că domnul ministru vă pregătește ceva așa că aș vrea să lămuriți. Nu, dar... Preluarea activelor care se modernizate cu banii OAT-lor se face cu justă despăgubire. Deci noi plătim, da? Noi, în momentul în care preluăm acele active, și aici colegul de la ANR este, se cheamă preluare de capacitate suplimentară, este o procedură.
Este o procedură vizată de ANR și toate aceste capacități le facem cu plată. Hai să vă spun că acum știți, mă lăsați. Deci unul că nu este așa, adică ideea așa, dacă eu dau pe sticla asta un leu, tu să-mi dați ce puțin un leu înapoi, ceea ce nu este așa. Adică dacă am avut bani europeni și am folosit să fac o linie de nu știu ce, de asta, de înaltă, ce este acolo, un transformator și mai departe pus pe vreun stâlp, exact cât am plătit, să-mi dați exact înapoi. Unu, doi la mână. Chiar și așa dacă îmi dați bani înapoi, este un ajutor indirect mascat. Pentru că este un împrumut fără dobândă, cum nu este, doamna așa? Doamna, dacă dați lecții de ajutor de stat, atunci e ok. Eu vă spun că asta este. Este inclusiv este un sprijin de genul ăsta. Deci să găsim împreună, stăm la masă frumos, o discuție de acest gen pentru a ajuta comunitățile locale ca pe viitor banii pe care îi primesc, îi alocă și așa departe, să rămână tot la ei. Pentru că nu e corect ce se întâmplă astăzi. Domnul Badea, vreți să aduceți lămuriri? Bănuiesc că domnul ministru se referă la tarifele de racordare. Orice producător, orice investitor atunci când vrea să se racordeze. Deci, dacă îmi dați voie ca să explic de ce cred acest lucru. Și aici e o discuție la care achiesăm și noi. Nu trebuie să credeți, trebuie să știți, pentru că a spus lucrătorul al Ministerului de Economiei. Păi tocmai corect. De. Deci nu spuneți că dumneavoastră credeți. Știți sau nu știți? Ce gândiți dumneavoastră, eu nu știu. Dar trebuie să știți, pentru că sunteți la o companie deci, stat. Și v-aș întreba acum, câți bani aveți dumneavoastră în conturile companiei ținute la bănci? Câți bani sunt ținuți în conturi? La nu termen. Știu să vă spun la acest moment. E foarte rău. Vreau să nu mai aveți niciun leu în conturi, vreau să băgați bani în investiții. Că asta este ideea, asta este rostul banilor. Păi noi băgăm bani în investiții. Pe banii statului, statul dacă vrea să facă statul de depozite la bănci, foarte bine face statul. Dar nu dau banii unei companii ca să facă depozite la termen. Scopul nostru ca și companie este să generăm cash pentru acționari. Așa cum v-am obișnuit de-a lungul anului, am dat de fiecare dată dividende generoase către acționari și facem foarte mare. Statul decide ce face cu banii statului, nu compania. Nu faceți noastră mie dobândă la banii statului. Noastră băgați banii statului în investiții pentru companie, să vă dezvoltați. Asta facem. Deci nu faceți, lăsați, că statul nu trebuie să câștige. Cu toate că domnul ministru aici, fiind membru ALDE, adică o gândire liberală, dar nu mai liberală decât a mea, vă spun sigur că eu, stat, trebuie să fac o companie a statului care nu trebuie să-mi aducă mie profit. Eu vreau să facă investiții în economie, investiții. Asta e rolul unei companii. Noi vă asigurăm că puteți conta și de aici înainte pe noi, perfect, în calitate de acționar, deci nu o să vă dezamăgim la capitolul dividende niciodată, nici la capitolul investiții. Sigur. Într-adevăr, capacitatea, tot timpul vrem să facem performanță și capacitatea noastră de a ne optimiza activitățile interne astfel încât să creștem profitul nu s-a rezumat. Ce vreau să, referitor la chestiunea cu tarif de racordare, aici aveam eu o observație. Atunci când un utilizator, că nu numai OAT-uri, și persoane fizice, și persoane juridice, și noi, și investitori în capacități noi de producere, în momentul în care vrem să ne conectăm, se obține un aviz tehnic de racordare. Practic, ceea ce se scrie în acel aviz tehnic de racordare ca necesar investițional, pentru că sunt două componente, componenta pe care o face utilizatorul și rămâne în proprietatea lui și componenta pe care o plătește utilizatorul și se transferă și este în proprietatea operatorului de distribuție sau transport. Nu este asta, să vă dau exemple clare. Exact, da? Cu siguranță va fi o dezbatere pe această temă și vă veți așeza cu toții la o masă pentru a lămuri problema. Aș vrea să auzim și punctul de vedere al nucleare electrică. Domnul Adrian Dumitriu, ați văzut ce s-a întâmplat mai devreme? Depinde ce aveți de transmis. Mulțumesc, eu mă bucur. Am să aștept să termine domnul ministru. Nu, că am... Nu cred. Ok, eu știu... Credeți-mă, dacă mă... Credeți-mă că sunt atent și inclusiv la colegii de la presă, care stau în spate, vorbesc între ei, se gândesc la care sunt știrile pe care le dau acum. Ce am spus? Tot, să știți că se procesează. Văd deja titlul în ziar, la ce am spus. Am o atenție foarte... Ok. Eu am să încerc să răspund la întrebarea pe care a spus-o lui Bogdan legat de compania în care activez. Noi avem 1.600.000 în conturi la sfârșitul anului trecut, care acoperă profitul brut din 2018. By the way, 2018 pentru nucleare electrică este cel mai bun an din punct de vedere al rezultatelor. Și mai ne rămâne undeva 1.000.000 care mi acoperă împrumutul pentru unitatea 2, pe care am putea să-l plătim mâine, sau să fac ce am făcut în 2018. În realitate, am constituit depozite cu o dobândă mai mare decât dobânda pe care o am de plată la împrumut. Ok, nucleare electrică?
Exact. Nuclear, electrică? Ok. Eu ce vreau să subliniez că nuclear electrica, în momentul de față, după distribuirea de dividende suplimentare din 2018, nu mai are bani pentru dividende suplimentare. Din acest moment, noi am intrat în pregătirea retehnologizării unității 1, sau după cum a spus domnul ministru, procesul acesta de retubare, retubarea fiind, de fapt, componenta de insulă nucleară din centrală. Nuclear electrica trebuie să își pregătească o finanțare undeva la 1,5 miliarde, este estimată unitatea 1, retehnologizarea, care trebuie să se întâmple în următorii 8 ani. Asta înseamnă 1,5 miliarde, undeva 6,5 miliarde de lei. Noi considerăm că putem să acoperim 50% din acest efort de finanțare. Nuclear Electrica este companie publică, avem o amortizare undeva la 550 de milioane de lei pe an, o să punem undeva în jur de 100 de milioane pe an din amortizare, care este excedent de cash. Să fii parte pentru fondului suveran, fiind acolo, scopul principal este să aveți bani de investiții și mai ales pentru 34, reactoarea 34. Ok, asta deci e... pentru finanțarea unității 1 avem în minte 50% efort propriu, 50% atragere din piață. Pentru unitățile 3 și 4, la unitatea 1, retehnologizarea este un proiect de investiții care stă în sfera noastră de influență. Unitățile 3 și 4, pentru unitățile 3 și 4 este un efort concertat. O parte din activitate stă în sfera noastră de influență, o altă parte, și aici mă refer la cadrul legislativ necesar implementării unui astfel de proiect, nu se mai află în curtea nucleară electrică. Noi suntem preocupați de și avem discuții cu partea chineză. Așteptăm și noi implementarea schemei de CFD cu nerăbdare, nu numai noi, toți producătorii de energie curată. Și sunt ferm convins că în momentul în care schema de CFD va fi funcțională, vom avea pus în practică imediat și proiectul cu unitățile 3 și 4, care sunt absolut necesare, ținând cont de faptul de filozofia Uniunii Europene cu privire la economia fără emisii. O recomandare pot să fac ca să fie o întâlnire după care avem și ceva concluzii. Unu, deci permisiunea domnului ministru că hotărârea de guvern pentru partea asta de concesiuni de gaze, a spus domnul ministru că trage să fie joia viitoare, joia asta în guvern, nu? Dacă primesc de la... Nu, justiție. Dacă. Vedeți? Dacă primesc de la justiție acordul. Așa e bine? Da. Deci e la justiție, dacă primesc de la bun, justiție. Bun, facem așa. Uite, ca oamenii să știe, pentru că vorbim și de cerere și de ofertă, da? Și unii și alții așteaptă o astfel de prevedere legală. Hai să vedem exact astăzi, după această întâlnire, hotărârea de guvern, cu ultimul aviz de la MJ pentru această parte de infrastructură pentru gaze, nu? Pentru concesiunea de gaze la UAT-uri. Asta odată. Doi la mână, poate stabilim și exact cu domnul ministru, că înțeleg că la dânsul, dar nu o spuneți foarte clar, partea de memorandum de tot ce înseamnă negocierile cu partea, nu știu, chineză sau cu cine, altcineva poate să asigure o astfel de finanțare pentru 3 și 4. Readuc aminte de discuția pe modificările pe ordonanța 114, deci să nu plecăm până nu ne explică domnul ministru, să înțeleg și eu care sunt modificările acestea. Și tot, nu? Sunteți de acord? Scuze că fac astfel de recomandări. Vă rog, domnule ministru, o să plec. Mai avem, domnule ministru, vă rugăm, mai avem reprezentanții a trei companii importante în sală și aș dori să ascultăm și punctul de vedere din partea acestor companii, dar înainte de aceasta l-aș ruga pe domnul senator Gheorghe Marin să ne spună, înțeleg că sunt pregătiri importante și se întâmplă lucruri... Dacă nu spuneți, iau am de microfoane și spun același lucru, să știți. Dă-i microfonul, domnule. A venit înapoi. Da. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă reamintesc că am fost și la prima ediție și a fost foarte bine. Dar n-a fost așa de animată prima ediție. N-a fost așa, nu dar era vedeți că următoarea 14, va fi și mai animată. Așa și n-a fost nici domnul. Deci nu 114. Dar ai răspuns la invitație. Da, atunci am discutat despre ceea ce am avut noi pe ordinea de zi la Comisia noastră pentru Energie. Și acum, pentru că discutăm despre investiții în energie, am să încep cu investitorii foarte mici în energie și o să mă
opresc la investitorii strategici din energie. Deci vorbesc de despre două proiecte pe care le avem în Parlament. Data trecută, în noiembrie 2018, aminteam că erau necesare niște reglementări după ce a fost modificată legea energiei 123 în ceea ce privește definirea acelui consumator și producător de energie și care noi l-am numit prosumator. Vreau să vă spun că există un interes foarte deosebit, foarte mare pentru acest tip de consumator și producător. Există foarte mulți doritori din rândul populației în ceea ce privește instalarea de panouri fotovoltaice pe locuințele lor. Și deci dacă în noiembrie spuneam că nu erau emise toate reglementările care să facă operațională această posibilitate de a deveni prosumator, pot să vă spun că de la 1 ianuarie toți cei care doresc să devină prosumatori pot să o facă, legislația este completată. Pot să vă spun că am avut săptămâna trecută o analiză cu toate ministerele și cu factorii implicați, inclusiv cu reprezentanții prosumatorilor în legătură cu legislația existentă la ora actuală și dacă mai sunt observații în ceea ce privește promovarea ei, și vreau să spun că majoritatea au concluzionat că nu mai sunt necesare modificări legislative în ceea ce privește posibilitatea de a deveni prosumator, ci există câteva observații pe care le-au făcut în ceea ce privește modul în care poți să devii prosumator și să erau legate de avize, de tarife și așa mai departe. Discuțiile au fost purtate atât pe partea de calitate de prosumator, care poate fi persoană fizică sau persoană juridică, dar în același timp, în egală măsură, am discutat și despre programul dezvoltat de către Autoritatea Fondului de Mediu, care prevede o finanțare de 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru 30.000 de doritori care vor să devină prosumatori. Și ce să vă spun în ce constă acest lucru? Prin Autoritatea Fondului de Mediu se dă 20.000 de lei celui care vrea să devină nerambursabil și celui care vrea să devină prosumator. El trebuie să spună încă 2.000 de lei, deci 90% de la Fondul de Mediu, 2.000 de la el, astfel încât el poate să instaleze panouri fotovoltaice începând de la 3 kW până la 27 de kW. Există foarte mulți care se pregătesc pentru această acțiune. Vă spun de aici că de cei de la Fondul de Mediu am discutat cu ei și începând cu mai, deci probabil că 1 mai, se vor face înscrieri pentru cei care vor să devină prosumatori prin Autoritatea Fondului de Mediu să acceseze acești bani. La momentul de față, ei sunt în stadiul în care acreditează instalatorii, deci cel care face acest lucru este un instalator autorizat și după ce se termină acreditarea acestor instalatori la nivelul țării, vor începe să fie montate aceste panouri. Foarte mulți dintre cei care cu care am discutat și au exprimat dorința de a accesa acest fond. Este, mi se pare, corect, pentru că în momentul în care devii prosumator, o parte din energia pe care tu o consumi va fi cea care va fi, o parte din ea va fi suportată de către energia injectată în rețea de către panourile fotovoltaice. În legătură cu simplificarea procedurilor, aici este adevărat, ei, cei care vor să devină prosumatori, întâmpină foarte multe greutăți și una dintre cele mai importante este legată de autorizația de construire, care mărește termenul de obținere a certificatului de racordare și mai departe chiar și costuri suplimentare pentru cel care dorește. Pe această temă vă promit și vă spun că în comisie o să mai avem discuții, pentru că vrem să simplificăm toată această procedură și când vă spun acest lucru, am plec de la un studiu care a fost realizat la nivelul Uniunii Europene și care a rezultat că o serie de state nu cer autorizație de construire,
pentru instalarea de panouri fotovoltaice și mă refer aici la Olanda, Germania, Malta, Portugalia, Slovenia, Spania, Belgia și așa mai departe. Și ca să fim mai aproape, în Polonia, instalațiile fotovoltaice cu capacitate totală mai mică de 40 de kW, la noi capacitatea maximă este de 27 de kW, nu cer autorizație de construire. În aceste cazuri, prosumatorul trebuie doar să notifice autoritățile publice despre instalarea lor. Noi am încercat să promovăm această acțiune de a anula sau de a scoate obligativitatea autorizației de construire. Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, cei de la Ministerul Dezvoltării au spus că legislația actuală nu permite și eu cred că va trebui să facem o modificare a legii 50 în așa fel încât aceste autorizații să nu mai fie nevoie. Noi studiem la momentul de față cum au făcut ceilalți în celelalte state și sper să reușim ca să scoatem această barieră, ca să zic eu așa, administrativă, iar ei, cei care își montează, să poată să devină foarte rapid prosumator și să nu fie obligat să mai plătească niște cheltuieli suplimentare. Ridic această problemă cu prosumatorul pentru că o să revin la strategia energetică pe care domnul ministru a lansat-o și care prevede că după anul 2020 cei care vor avea scheme de sprijin pentru stimularea investițiilor vor fi numai cei care vor deveni prosumatori. Deci după 2020 putem să mai accesăm bani și să facem investiții, să stimulăm investițiile doar pentru prosumatori, astfel încât, dacă este adevărat ce am spus, strategia lansată, în anul 2030 vom avea un maxim de 750 de megawați instalați în panouri fotovoltaice prin prosumatori. Ce înseamnă? Păi asta înseamnă economie, înseamnă beneficii pentru consumator și înseamnă un mediu mai curat, pentru că o parte din energia respectivă este energie regenerabilă. Deci, începând cu luna mai, revin, se va începe derularea programului prin Autoritatea Fondului de Mediu, în așa fel încât cei care doresc pot să se înscrie în așa fel încât să devină prosumator pe banii europeni. Un al doilea aspect pe care vreau să-l prezint este legat de investițiile strategice. Împreună cu colegul de la Camera Deputaților, domnul președinte Iulian Ancu, am avut o inițiativă legislativă care a trecut prin Senat și care se referă la unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice, pentru că se vorbea aici de investiții în această zonă. Noi, prin această lege, nu dorim decât să creăm cadrul legislativ care să deblocheze investițiile strategice ale României privind dezvoltarea sistemului electric de transport național cu efecte asupra creșterii siguranței și securității sistemului energetic național. Și îmi pare rău că nu e cineva de la Transelectrica, cu ei am lucrat împreună pentru acest proiect. În data de 19 martie 2019, deci acum câteva zile, prin Comisia de Industrie de la Cameră, care este și Cameră Decizională, a trecut acest proiect de lege și, în afară de faptul că se instituie cadrul legal prin acest proiect necesar implementării proiectului de importanță națională pentru rețeaua electrică, el vine să introducă în legislația română și prevederile regulamentului numărul 347 pe 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene. În principiu despre ce este vorba? Schimbăm legislația în așa fel încât investițiile mari, astea în rețele care trec de la un județ la altul și trec pe teritoriul național, să se poată face mult mai rapid, să nu mai avem nevoie de foarte, foarte multe avize ca să ne permită să putem face investițiile în această zonă. Regulamentul acesta, care se aplică tuturor statelor membre, urmărește accelerarea renovării infrastructurilor energetice existente și construcția unora noi, în vederea fiabilizării pieței interne a energiei, respectiv implementarea coridoarelor geografice prioritare de infrastructură
energetică, pentru că tot vorbeam de piață integrată de energie electrică. De fapt, am plecat de la prevederea din regulament care spune că statele membre pot simplifica procedurile de autorizare pentru a reduce semnificativ durata realizării acestora. Prin acest proiect asta am făcut, am scos o parte dintre condiționalitățile care erau pentru ca să facă dezvoltarea. Și, în final, recunoașterea expresă a caracterului de proiect de importanță națională pentru aceste proiecte care vizează transportul de energie și conexiunea cu celelalte state. În ceea ce privește discuțiile cu posibilitatea de a investi acei 2% de la, care sunt colectați de la ANR în eficiența energetică, pot să vă spun că suntem deschiși, am mai lucrat pe proiecte de eficiență energetică și vreau să vă spun că suntem foarte în urmă și că sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut în ceea ce privește eficiența energetică. Iar aici, pentru că l-am auzit pe domnul director de la Nuclear Electrică, cu care am avut o discuție la comisie și cred că o să ne mai vedem, pentru că eu insist pentru implementarea sistemului integrat de producere a energiei nucleare în România. Adică să împăstrăm totuși circuitul pe care l-am avut de la început, în așa fel încât să nu, în cazuri speciale, să nu avem nevoie de altcineva în ceea ce privește producția de energie nucleară în România. L-am avut și trebuie să-l păstrăm,